Știi ce? Cu cât vorbești mai mult, cu atât vorbesc mai puțin. Deci vorbește puțin ca să vorbesc eu mult. Bună, eu sunt Maria. Sunt cântăreață, nutriționist, profesor de meditație și artist. Mă numesc Andrei Alexandru Păunescu. Mama spune că tatăl meu este Adrian Păunescu. Mama mea este, fiindcă e poetă, deși nu mai e dintre noi, este Constanța Buzea, dar poeții n-au moarte. Și pe tricou, dar mai ales sub tricou, adică în inimă, am cenat cu flacăra. Câtă vreme există această chitară care n-are nevoie nici de priză, nici de sală de spectacol, ci doar de cineva față în față să-i spui. Păi sunt în fața ta, spune-mi ceva. O să te întreb totuși ce alegi din cele patru mari teme. Țară, dragoste, părinți și copii sau... Părinți sau... și copii o să plâng clar, nu? Hai la dragoste. La dragoste. La dragoste, la părinți și copii clar n-o să... La margini te chem să fugim undeva, că și sufletul meu e o mahala. La margini te chem să gătim azi ceva, că meniul de aici e cu praz și halva. Sper când mă uit acolo să nu-mi tai degetele, că nu mai am cu ce să cânt la chitară. Și asta e ceva mai grav. Am venit pentru că avem chiar niște preparate pe care le gătim și acasă, dar sunt originale și sunt absolut spectaculoase. Prazul ala Păunescu și halvaua românească, fostă turcească. La margini te chem să gătim azi ceva, că meniul de aici e cu praz și halva. Ha, băi, măciucă, unde-s farfurile alea? Măciucă, stau și într-o parte și în alta, uite, nu stau drepte. Mamă. Ce avem, maci, aici? Aoleu, avem cu ceapă. Opa! Ia stai așa. Stai așa, că am găsit... Ce scrie la tine? Ia. La mine scrie ceva. Stai mă așa, că cred că mai ieși aici ceva. La fel, e același text? Hai să vedem. Ah, ok, nu, e o singură... Și totuși există mâncare, și totuși există desert. Meniul de azi este mare, e bun, e prăjit și e fiert. Bine, mă! Și-au dat seama? Nu știu. Și totuși există iubire. Și totuși există blestem. E un mesaj. Dau lumii de știre. Iubesc, am curaj și mă tem. Și nu mă tem, băi. Bravo, băi! Vezi, mă, bătrânii. Bravo, mă, bătrânii. Vezi, dar cine cântă melodia? Nu mai știu să spun exact, dar... Era ceva la Cenacul Flacăra. Da, mă, atunci a cântat Cenacul Flacăra. Bravo, bă, sigur. Da. Vă săream gardul la Adrian Păunescu. Ia un sărea gardul. Gata, hai. Pras cu măsline. Ia. Oltenească, ia. E bun, e bun? Eu cred așa. Cine a gătit aici? Pare. S-a întărit. Dar e fiert. S-a întărit. Dar când acesta este încă fierbinte, băi. Am reușit! Asta este încă fierbinte. Gusto. Gusta că e bună. Gusta. Eu cred că e halvița. Na, că l-ai spart. Nu poate așa ceva. Ce halva, că nu-i halva. Nu este halva? Asta nu este halva. Nu știu, bă, fi halva, nu știu ce e. Că acum gustă. Hai, gustă, că e bună. Nu, mă, nu-i halva. Halvaua e cu... Dar ce-i, mă? E un fan Bontea și Scărlătescu, că e pe vechi. Sau vreo Olteanc. Zice muică, fusăi, fusărăm, fusăși. Hai să votăm. Ne-am distrat. Da. S-a întărit mai mult decât trebuia. Dar gustul a fost foarte bun. Doar că e foarte... Ar deveni mai degrabă crocant decât pastă, știi? Aha. Bună seara! Bună seara! Uite-mă că era cu cenacul flacăra. Am zis eu, cenacul flacăra. Da, mă, gata, bă, am nimerit, băi. Nu scoatem bombe de aici, scoatem garnitura vie. Cum ai că garnitura vie? Ce? Garnitura vie. Prasul!
gata, nene. Uite-mă, praz, am primit praz. Vă știu. Dar de unde? Am văzut că unii dintre dumneavoastră știu despre ce e vorba. Și totuși există iubire. Și totuși există blestem. Dau lumii, dau lumii de știre. Iubesc, am curaj și mă tem. Și acum strofa pe care v-am dedicat-o aici în timp ce găteam, că de-aia s-a întărit desertul. Și totuși există mâncare. Și totuși există desert. Meniul de azi este mâncare. Nu, meniul de aici este mare. E bun, e prăjit și e fiert. E beton, Ani. Acum știu. Gata, da. Se cunoaște diferența de vârstă, asta e. Să știți că am prins un concert al tatălui dumneavoastră la un moment dat în Parcul Sebastian. Unde cred că ați cântat și dumneavoastră. Da. 96. Eram foarte mic. Da. Cum vă numiți? Andrei Păunescu. Eu mă numesc Andrei Păunescu. Bine, mulțumesc, dar lumea la televizor nu știu. Eu mă numesc Andrei Păunescu, nu știu cu ce mă ocup, dar poate voi afla când mă voi maturiza. Ce tare, bună! Iar eu sunt Maria Măgirescu, partenera de viață a lui Andrei și mama Adrianei Păunescu. Foarte frumos. Da, păi ne-am gândit mișto. Mult, cred că am studiat dicționare ca să avem imaginația, să o botezăm pe fiica noastră Adriana Păunescu, după ce pe băiatul meu cel mare îl cheamă deja Adrian Păunescu. Am înțeles. Dar cât are băiatul cel mare? Băiatul cel mare are 34. Da? Fiica mea, nu că el e copilul al doilea, fiica mea cea mare are 35 împliniți și mi-a dăruit deja 3 nepoți. Serios? Deci eu sunt triplu bunic. Wow. Și eu sunt bunică. Stați un pic că trebuie să ne explicați. Ce vârstă aveți dumneavoastră? Ce vârstă aveți dumneavoastră? 32. Mă apropii de, ia, 32, eu de 52. 52. Foarte tare. Da. Da, e haios. Este o poveste foarte frumoasă. Câți și are foarte... nepotul cel mare? 19. Oho. 19. Ia, faptul că sunt două produse. Am tras cu urechea. Ați, bineînțeles că ați văzut originile, în afară de desert. Partea oltenească, adică ramura mea paternă, e reprezentată prin acea mâncare de praz care o face să se numească praza la Păunescu. Praza la Păunescu. Dar care este ingredientul? E puțin tarhon. Tarhon. Okay. Puțin tarhon. Iar desertul este desertul săracului pe care bunica mea maternă, basarabeancă, îl făcea familiei sărace. Cum se numește? Uite așa. La margini te chem să gătim azi ceva. Că meniul de aici e cu praz și halva. Dar și un pic de cafea. Cine știe să cântăm? Ce? Melodia sezonului, doar că nu știu dacă, o să e, dacă e pe placul noastră. Noi avem o melodie din trei cuvinte, formată din trei cuvinte. Nu, deci nu e grea. Simul talala. Cuvântul domnului Scărătescu este un gogoș, cuvântul domnului Bonte este... Cupcake! Pentru că a câștigat o amuletă cu așa. Iar dorința noastră de a vizita Titu, gara din Titu, și de a petrece un pic de timp în Titu, poate să facem și un documentar, să fie faimoasă, o haltă faimoasă. Ultimul cuvânt este tu Titu, pentru că e travel tu Titu. Deci tu Titu. Hai! 1, 2, 3, tarapapapapapapa, parapapapapapam, un gogoș, parapapapapapapam, 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 Tutitu! Asta a fost gata, cântatul ne-am vrut. Noi vă putem da prazul și discul. Nu avem cuțite și șorțuri. Apreciem, să știți, veni.